Bună seara, dragi colegi liberali, ne-am adunat astăzi aici. Ia, liniște, vorbește domnul președinte. Vreau să văd fiecare lider județean cum dă cu parul, președintele Consiliului Județean PSD, în primarul PSD, în prefectul PSD, în tot ce vine de concentrate. Cine nu are puterea să abandoneze de acum, să lase pe altul mai puternic și... Sper că s-a înțeles, da? Nu mai avem nicio clipă de pierdut. Dușmanii au pus mâna pe instituțiile statului. La luptă! Ce arme avem noi, Stelică, de partea noastră? Tradiția, șeful. Partid istoric. Mă, dobitocul. Bă, Toma, ți-a zis domnul președinte Orban, de partea noastră e ranga. Ranga, cocoș, avem de partea noastră ranga. Băta! Paru, bă, băiatule, levieru, da. Eu nu conduc. Taci, bă, nici n-ai cum să conduci, n-ai moacă de conducător, n-ai ce trebuie. Bă, gata, gata, că v-ați puturoșit, bă, v-ați și îngrășat, uitați-vă la voi. Bă, la ce luptă mergem noi, mă, cu pesediștii, cu ciuma roșie, cu comunismul, când noi n-avem, bă, tată, masă mușchiulară, n-avem și noi condiție fizică. De mâine... La sediu la ora 7 dimineața, da? Înainte de a merge la serviciu. Da. Eu n-am serviciu. Nici n-o să aibă, nici n-o să ai serviciu vreodată. Deci dimineața, la ora 7, la sediu, înviorare. Flotări, genoflexiuni, frumos. Nu se mai poate, bă. Așa, mișcați, nu se mai poate, bă. Păi, dar nu putem să luptăm așa, băi, din gură. Ce luptă e asta, mă? Ce luptă e asta din gură? N-ați auzit ce a spus domn președinte? Să dăm cu parul, bă, cu parul să dăm. Ia acu rapid, ridicați-vă în picioare. Haide. Ia, puțin, joc de glezne, hai. Hai, tăticule, hai, tăticule, păi da. Se pune, bă, mișcare, sângele se simte. Parcă pompează și în creier, a? Să umflă capul, tată, zvâlgnesc urechile. Ia, auzi, zici că bat tobele, zici că... Gata, e cam mult pentru azi, nu? Nu, ia, opriți-vă că se pot întâmpla tragedii. Stai jos, stai jos un pic să ne trage în sufletul, păi da. Nu e, tată, nu e, că au fost cazuri. Iar partidul nu ne ține șoi, măniți, bă, ne dă pe stradă. Știți foarte bine care-i părerea partidului față de asistați, față de cei cu probleme care nu muncesc. Acești oameni trebuie să moară. Da, gata, gata, domne, cu chestiile din gură. Gata, tăticu. Fapte, bă, fapte, nu vorbe. Așa, din gură, Caterin, că poate oricine. Nu, bă, transpir pentru partid. Vergi sânge pentru partid, nebunule. Lași dinții pe câmpul de luptă pentru partid. Cum mai făceau, mă, strămoșii noștri România Mare dacă luptau din gură? Să fi dat așa din gură la graniță. Ne dați și nouă Ardealul? Nu vă supărați, haideți, vă rugăm frumos, dați-ne și nouă Ardealul. Ne dădeau ăia prin... E nevoie de luptă, bă, de sacrificiu, de... Vasile, de ce are nevoie partidul nostru ca să câștige? Aud? Partidul are nevoie de argumente puternice, are nevoie de un program puternic. Bă, voi faceți mișto de mine. Ce argumente, mă? Ce program, mă? Program ai tu la televizor, bă, tâmpitule, stai jos. Da! Eu n-am televizor. Nici n-o să aibă, nici n-o să ai cu atitudinea asta. Ia, gata că m-ați enervat. De azi împărțim arme. Ia să vedem. Oh, așa. Ia uite, tată, stai că mi s-au încurcat armele aici. A, frumos. Una bucată furcă. Producție 1907, armă de asalt. Vasile, ți-o dau ție. Răspuns de ea. Bă, încă ceva. Să nu dea dracu să te întorci beat de pe undeva și să cazi în ea în armament, că te bat și mor, da? Te rog eu foarte mult. Poftim? Stelică, ia uite ce am pentru tine, tat. Un arc. Poftim? Da. N-am săgeți. Nici n-o să aibă, nici n-o să ai vreodată săgeți cu atitudinea asta. Poftim și săgeți, te duci acasă, exersezi. Bă, să nu omori dracu vreun vecin după aici din comună, da? Că te bag cu furca lui ăsta, fii atent aici. Da? Vasilică, ia-și tu arbaleta asta, vezi dacă poți să o faci să meargă. N-a mers niciodată, dar poate poți tu să o faci să meargă, da? Așa.
Ia să vedem ce mai avem. Bă, fii atent cu aia, producție nemțească, da, e o nebunie, te rog. Băi, fiți atenți aici. Occidentul ne dă arme să ne luptăm cu comuniștii, cu staliniștii, să nu cumva să dea dracu să pierdeți armele, să le înstrăinați sau mai grav, să le vindeți sau să le găsesc la ăla la amanet. Bă, să n-auzi scuze de alea cu șeful, știi, n-aveau copii, ce să mănânce? Eu n-am zis niciodată că nu vor fi pierderi și dintre civili în acest război, pe viață și pe moarte. Băi, vrem un viitor pentru copiii noștri, atunci trebuie să ne sacrificăm. Poate nu e vorba de copiii ăștia, poate facem alți copii, numai Dumnezeu știe. Ideea e că cineva trebuie să o mierlească. E nevoie de sacrificiu uman în acest război, că doar nu împărțim arme ca să jucăm șah. Da? Șefu, dar dacă dau și ei? Da, da, Vasilică, nu ești prost deloc, Vasilică. Fii atent, dacă dau și ei, facem în felul următor. Ține tu parul ăsta, vezi că ți-am mai dat o armă, da? Fii atent aici. Aute, tat. Cașchetă, protecție maximă. Ia, dă cu parul aici. Dă cu parul că vin eu și îți dau cu el în cap. Dă cu parul că vin și îți dau eu cu el în cap fără protecție, te rog. Ia. Oh! Bă, ce-ai făcut, mă? L-am omorât pe șef. Ce facem acum? Ce să facem? Alegeri!